Spălarea corectă a dinților este cel mai important și în același timp cel mai simplu lucru pe care îl putem face pentru sănătatea lor. Aceștia ar trebui să fie periați măcar pe durata a 2 minute și de 2 ori pe zi. Ai grijă să alegi o periuță de dinți delicată pentru a nu deteriora smalțul și să periezi neapărat și limba pentru sănătatea cavității bucale. Folosește apa de gură antiseptică pentru reducerea bacteriilor și pentru a preveni respirația urât-mirositoare. Dacă vei opta pentru una cu fluor, aceasta va întări smalțul și va proteja dinții împotriva cariilor. Mulți sunt sceptici când vine vorba de ața dentară, dar curățarea spațiului dintre dinți este la fel de importantă. Folosește-o cel puțin o dată pe zi pentru a elimina resturile de mâncare și placa bacteriană. Alimentează-te corect și sănătos. Limitează consumul de zahăr și carbohidrați rafinați, ori aceștia provoacă formarea plăcii bacteriene și dezvoltarea cariilor. Totodată, încercați să evitați băuturile acidulate și cafeaua. Și fumatul face rău dinților și gingiilor, așa că încercați să renunțați la acest viciu. Mai mult, acesta vă afectează sănătatea în general. Este demonstrat că fumătorii au un risc crescut de a dezvolta boli gingivale, carii și alte afecțiuni dentare. Vizitele la stomatolog nu sunt doar de dragul bifelor. Acestea sunt absolut esențiale dacă vă doriți dinți sănătoși și zâmbet frumos. Odată la 6 luni este un interval de timp optim pentru ca medicul să depisteze și să înlăture anumite afecțiuni care apar.